În ultimele 4 luni de zile, primarul Pașcaniului a postat peste 60 de clipuri video pe rețelele de socializare, mai ales pe TikTok. În fiecare dintre ele, edilul prezintă pe scurt activitatea sa și a administrației locale, dar secțiunea de comentarii este blocată. Până acum, pagina sa de TikTok are aproape 1800 de urmăritori. Campania de promovare nu este văzută cu ochi buni de unii contribuabili care susțin că este timp irosit și că primarul ar trebui să aibă alte priorități. Astfel de critici sunt tot mai dese pe rețelele de socializare. La ultima conferință de presă, un pășcănean a postat un comentariu despre filmările primarului Marius Pintilie, în loc să adreseze o întrebare. În replică, edilul municipiului a justificat că pășcănenii trebuie să vadă rezultatele activității sale și că își propune ca la anul să comunice mai bine cu cetățenii și să fie mai activ pe rețelele de socializare. Că sunt multe ședințe video prin oraș. Domnul Ovidiu, până la urmă, ormii ce muncești, trebuie să vadă lumea ce muncești, că dacă muncești, stai la primărie dimineață până seara, faci ședință și te strădui să fie lucrurile bune și după aia lumea nu te vede, vă spun sincer, chiar nu mă deranjează comentariul dumneavoastră. Îi răspuns la domnul Ovidiu, îmi propun în anul următor să comunic mai bine cu cetățenii, să fiu mai activ pe rețelele de socializare și să-i fac să înțeleagă că zi de zi muncesc pentru ei. Așa că n-are decât lumea să ne critique, n-are decât să facă fiecare ce are de făcut. Noi o să ne vedem de treaba noastră în continuare și o să muncim în continuare cât timp suntem aici. În același context, primarul Marius Pintilie a vorbit și despre discuțiile avute la Bruxelles în urma unei recente vizite împreună cu reprezentanții Agenției pentru Dezvoltarea Regională Nord-Est. El a concluzionat că nu doar la Pașcani, politicienii și reprezentanții administrațiilor locale sunt criticați de jurnaliști și cetățeni și că astfel de situații sunt normale. Am participat la Bruxelles în prima zi la o întâlnire care avea o tematică a trăi, a respira, a mânca. În noul deal, Green Deal european, adică noua concepție verde europeană, să zicem. Și erau două doamne acolo, doamna viceprimar de la Budapesta și doamna viceprimar de la Milano. Și eu, care mă gândeam ce probleme avem noi la Pașcani, că pe Facebook sunt oameni care ne ceartă, că avem televiziune critică și că tot timpul este de dezbatere din asta. Domnule, ce a făcut, ce n-a făcut, cât e de bun primarul, cât e de bun administratorul public sau tot așa mai departe. Și ascultându-le pe doamnele de la Milano și de la Budapesta, mi-am dat seama că la el este la fel. Adică și ei au oameni pe Facebook sau pe alte rețele de socializare care îi critică și ei au o problemă că zic, domnule, parcă nu comunicăm suficient. Și ei aveau o problemă cu ziarele, pentru că scriau articole care ei spuneau, domnule, cum să fac să le explic că vreau să fac un lucru bun? Și toate astea ziarele criticau în continuare. Deci nu s-a inventat apa caldă la Pașcani. Chestiunea asta cu politica, cu opoziția, cu critica este în toată lumea democratică. Menționăm că municipiul Pașcani este foarte departe de normalitate atunci când este vorba de transparență și comunicare în administrația locală. Purtătorul de cuvânt nu răspunde la telefon și la întrebările jurnaliștilor, iar primarul pășcănean comunică cu jurnaliștii care îl critică o dată pe săptămână în cadrul conferințelor de presă. Mai mult, 10 de întrebări de interes public adresate reprezentanților administrației locale au rămas fără răspuns.